Dezvoltarea de instrumente de monitorizare a bugetului raional Cimișlia a fost tema seminarului desfășurat la 30 august 2023 în incinta Bibliotecii Publice Cimișlia, în cadrul proiectului Transparența procesului decizional la nivel raional, implementat de Asociația Oștească Prospect din orașul Cimișlia. Proiectul face parte din programul de granturi locale pentru îmbunătățirea responsabilității sociale la nivel local în Republica Moldova, lansat în cadrul proiectului Eu for Accountability. Olga Gorban, expertă Asociația Oștească Prospect în domeniul finanțelor publice. În linii generale, și voi arăta, puteți găsi o informație despre bugetul raional sau bugetul local, dar m-am axat pe bugetul raional, așa cum a fost cerința lui domnul Bargan, da, și vorbim despre instrumentele de monitorizare a bugetului raional. Peste 20 de reprezentanți ai administrației publice locale, ONG-urilor din teritoriu, mass media locale, au devenit mai informați cum pot participa la elaborarea și monitorizarea bugetului local. Au descoperit noi instrumente de monitorizare, analiza bugetelor locale. Zinaida Stratulat, Asociația Oștească ADER din orașul Cimișlia. Am primit o instruire privind monitorizarea bugetului raional Cimișlia. Doamna Olga Gorban a lămurit despre aceste cifre, despre bugetul, cum să-l cunoaștem mai bine, să-l comparăm, să-l analizăm și cifrele, într-adevăr, vin mai importante pentru fiecare dintre noi. Experta Asociației Oștești Prospect în domeniul finanțelor publice, Olga Gorban, a răspuns la diverse întrebări ale participanților ce țin de monitorizarea civică a bugetelor locale, a achizițiilor publice, bugetării participative. Cine se poate implica? Oricine, așa cum am spus. Fiecare persoană participă la acumularea veniturilor, atât în buget public național, că orice particip care noi o achităm prin orice impozit, da? El se acumulează în bugetul public național, adică care face din bugetul total, așa cum vă se reține din salarizare pentru fondul de pensie, da? Pentru aceeași poliție medicală, și așa mai departe, da? Adică și cel impozit pe venit care este reținut din salariul dumneavoastră, el merge în total în bugetul public național. Prin achitarea diferitelor impozite și taxe atât în calitate de persoane fizice cât și antreprenori. Legislația în vigoare stabilește expres care sunt tot tipurile de impozite și taxe, precum și mărimea acestora, pe care trebuie să le achite o persoană privată sau un agent economic. Noi avem două legi majore, eu nu le-am scris aici, este legea 397, legea privind finanțele publice locale, care lucrează orice sat, oraș, comună, orice raion, consiliu raional. Obiectivul general al proiectului Transparența procesului decizional la nivel raional este îmbunătățirea responsabilității sociale la nivel local prin consolidarea mecanismelor de responsabilitate socială legate de bugetarea participativă, precum și de crearea unor astfel de mecanisme la nivel local. Acest material radio a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului Transparența procesului decizional la nivel raional, finanțat de Uniunea Europeană. Conținutul materialului aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.